Bună ziua! Aceasta este o etalare pentru Zodia Săgetător pentru perioada 20-26 aprilie. La această etalare pot să spun doar că ați pierdut ceva în trecut de care v-a părut rău. Ați avut după o perioadă în care a trebuit să stați să gândiți. Probabil ați avut chiar insomnii. Cineva v-a supărat destul de rău. Dacă la unii dintre dumneavoastră cred că a fost vorba despre un contract, la alții probabil a fost ceva legat de o relație. Indiferent de situația care a fost, ați fost trădați și ați suferit mult după această pentru această trădare. Această persoană a plecat din imaturitate, a trădat zodia Săgetător, dar acum și-a dat seama că ce a făcut a greșit și plănuiește să se întoarcă. Dar nu știe cum să facă acest lucru. Și atunci încearcă inclusiv, te urmărește pe rețelele de socializare pentru a afla anumite lucruri despre tine și încercând să găsească dacă mai ce șansă poate avea ca să se poată întoarce. Această persoană s-a maturizat puțin, dar nu foarte mult, iar problemele pe care le are sunt destul de mari, destul de grave și oarecum prin dumneavoastră vede o salvare. Așa cum se spune uneori, luminița de la capătul tunelului. Este vorba despre o persoană impulsivă care și rece, care uneori nu pune în balanță lucrurile întotdeauna la adevărata lor valoare, ci se mai ia și după alte persoane. Dar acum regretă lucrul acesta și va încerca să facă tot posibilul să se reîntoarcă. Depinde dumneavoastră dacă vreți să mai acceptați sau nu, să mergeți înainte cu această persoană. Cam atât am avut de spus pentru Zodia Săgetător. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc! La revedere!